important este prima triplă pentru tine? Da, sunt fericit pentru că este prima oară în carieră, dar sunt mai fericit pentru cele trei puncte și că suntem acolo aproape. Ce vei face cu mingea? Că așa se face. O să o duc acasă și o să o păstrez. E greu să dai o triplă, nu? E greu, dacă am dat după atâția ani. E greu, nu este ușor, dar trebuie să ai încredere. Cu siguranță nu puteam să reușesc să marchez fără ajutorul colegilor. Se vede că te simți bine aici. Cunoști reperele bine. Da, au trecut mulți ani de când am plecat. Este un teren foarte bun aici. Mereu a fost bun. Și poți să joci fotbal. Craiova 4-0, nu 4-0, Craiova ăsta, ce trebuie a câștigat, nu se lasă nimeni. Da, e frumos că se marchează, nu? Da. Ca să nu mai plângem când se marchează. Și e și lupta încinsă acolo. Da. Sperăm să rămână încinsă până în ultima etapă. În ultima etapă în Ghencea? Da, ne dorim. Să vedem dacă vom fi acceptați. Dacă nu, să răspundă în fața instanțelor, pentru că nu este normal să nu fim lăsați să jucăm. Ei fac stadionul din banii noștri și noi nu avem voie să jucăm. Bine, numai în România se poate întâmpla așa ceva, nu înțeleg. Se mai schimbă ceva până în ultima etapă? Crezi că se schimbă cineva? Mai sunt destule etape până în, da, mai sunt multe etape, se joacă, se poate întâmpla orice la fotbal. Dar mai e în 3 sau doar vă zice? Normal că este în 3. Atâta timp cât și Craiova are șanse matematic, este în 3. Ai văzut pe cum l-a îmbrățișat pe Hagi? Foarte da. Spunea că declarația lui l-a făcut așa să joace bine și i-a dat mai multă încredere. Normal. Și eu știam că Coman este un jucător foarte valoros, dar aici știți cum este patronul, la noi nu prea are răbdare. Nu avea cum să uite fotbalul, eu îl văzusem de la antrenamente că și-a revenit, nu-l mai durea acea operație. Era pe drumul cel bun, doar avea nevoie de minte. Ce